Dacă nu apar surprize, România va avea până la sfârșitul lunii decembrie bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023. Astăzi, proiectul legii bugetului de stat și cel al asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 au intrat în dezbaterea comisiilor de specialitate. Miercuri, proiectul bugetului intră în plenul Parlamentului, iar joi, 15 decembrie, este planificat votul final. Potrivit deputatului din partea Uniunii Culturale a Românilor din România, Iulius Firța, secretar al Comisiei de Buget Finanțe, bugetul va fi aprobat conform recomandărilor în forma adoptată de guvern, adică fără să se țină cont de miile de amendamente populiste propuse de parlamentari, majoritatea țintind promovarea propriei imagini, nu rezolvări de fond. Din spusele conducătorilor coaliției, nu vom trece în 2023 fără să avem buget. Oh. Chiar dacă asta presupune să lucrăm până în ajunul de Crăciun. Au mai fost ani în care am lucrat până în ultima zi lucrătoare a anului și n-ar fi asta o problemă. Problema este exact cea pe care ați spus-o dumneavoastră, să cadă ei de comun acord pe modul în care se împart banii, iar acordul, din păcate, spun din păcate pentru că am în vedere ce poate să facă Comisia de Buget, din păcate va fi făcut la nivel de executiv. Și noi în Parlament, în comisia din Parlament, la fel ca la fiecare lege a bugetului, nu vom face decât să aprobăm ceea ce ne trasează guvernul. Declarațiile integrale ale deputatului Iulius Firțac, făcute în cadrul emisiunii de la A la Z, pot fi vizionate și pe paginile de Facebook și YouTube 1 TV Deva.